Միշտարա կլում դում են ռոմալը, տավեն բախտալը։ Լաչը տմարոգ ես ամարե պրաղամարե պենյա, միշտարա կլում դում են սարեն։ Bună dimineața, dragii mei, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. Dar... Zita, gata, încep treaba. Nu te lași, vine nu? Primăvara, trebuie te... ai lo milai, ave lo milai, trebuie te șujaras, te cras șujipe, ando ker, avri, pașalamende, ando... Ande sare tana, ca ai jas, ca ai piras. Ande să-i lumea. Ande să-i lumea. Dragi prieteni, așa e. Vine primăvara, trebuie să ne apucăm de curățenie generală. Iar apoi vara, așa că suntem foarte harnici de data asta. Sorin Sandu s-a și echipat așa cum trebuie. Vedeți, și-a luat acest scut. Hai, tu prezintă, scut, tu prezintă. Acest vechele. Scut, ca să nu intre acest praful. Coif, acest coif. Este... Să nu intre praful în această, nu peru, în părul cel frumos. În bogăția capilară. Bogăția numește, capilară, da? Și mult. Opul acesta care e puțin mai... Telefonul, dragul. Vezi că e Monica. Du-te că-ți ridică mașina. Da. Ce? Du-te că-ți ridică mașina. Fără mișto. Da, mă. Du-te, mă, nu faci... nu faci glume proaste, Ioane. Nu, hei, mă, ia, vină încoace, vină încoace. Zăm pe mâna. Da, mă, da. Uite, mi-a dat Monica mesaj acum. Du-te! Dar unde ți-ai parcat mașina? Că nu mai e, belea. Unde ți-ai parcat mașina? Nu face de asta, Ioane. Unde ți-ai parcat mașina? Ia afară. Dar ți-ai parcat-o aiurea? Dragi prieteni, este o farsă, bineînțeles, pentru că este 1 aprilie și cui puteam să-i fac farsa decât colegului meu, Sorin Sandu. Așadar, dragi prieteni, până el se întoarce, noi vedem care sunt titlurile ediției de astăzi. Astăzi la Inforom vedeți cum sunt ajutați liceenii care vor să devină cadre didactice. Tot în prima parte a emisiunii aflați mai multe detalii despre Ziua Alfabetului Rom. La Un ceai cu Rom aflați detaliile unei campanii educaționale care va ajuta copiii din toate județele țării. La Chestiuni Rome, Tasha Rodriguez, cea mai bună voce a Italiei în anul 2008, vizitează împreună cu echipa Și eu m-am născut în România o clasă de elevi din cartierul Ferentari. Bun, dragi prieteni, am revenit. Sandu, ți-ai revenit? Da, m-am speriat un pic, ții cum e cu mașinile, dar... Da, auzi ce răspuns a fost când te-am întrebat, Sorin, dar unde ți-ai parcat mașina și tu ai ies afară? Păi nu aveam cum să o parchez înăuntru aici în studio, că nu mergea. Da, dar nu știam că e afară, îți dai seama, trebuia să ne... Nu, păi da, m-am gândit că poate nu știi că de-aia, tu când întrebi ceva, întreb ca să te informezi de ce și atunci... Ți-am zis că e afară, ce răspuns vrei să-ți dau? Da, corect, corect. Apropo de informare, să știi că pe data de... Dar cine a zis ceva de informare? Până acum, păi tu ai spus să mă informez. Da, da? Bine. Doamne, nu mai știi ce vorbește, așa e cu farsele astea. Deci să știi că pe data de 7 aprilie a fost Ziua Alfabetului Rom. Nu se leagă de ce aveam... Mă gândeam mai devreme dacă tu ai venit cumva la o emisiune de cooking, de bucătărie, dar... Dacă ai zis-o cu alfabetul rom, să hai știi să că nu mă afectează. Bine, ziua de 7 aprilie este ziua alfabetului rom. Da, alfabetul rom care a fost, există un alfabet rom standardizat, folosit în scrierea romă, în Universitatea din București, este promovat mai ales în Universitatea din București, în România, în lume și așa mai departe. Aflăm mai multe lucruri, Sorin, și află și telespectatorii noștri din următoarea rubrică Info Rom. Romane, nevimata. Te dicas. Începând cu anul 1990, data de 7 aprilie reprezintă ziua alfabetului rom, având o semnificație aparte în calendarul etnicilor romi. Ziua de 7 aprilie 2017 pentru educația comunității rome este foarte importantă, pentru că 7 aprilie, ziua alfabetului rom, va fi organizată la nivel de municipiu, mai ales în comunitățile mari. Vom începe cu sectorul 5. Deja am discutat cu Petrache Păinaru, școala Petrache Păinaru, școala 136, 147, 134, școlile unde comunitatea este foarte mare, în care vom arăta prin acțiuni culturale că alfabetul este foarte important. Ziua alfabetului rom are ca scop principal promovarea limbii romanii. Avem câteva proiecte deja demarate. Este fundamental ca să ne păstrăm limba, să fie promovată în școli și Direcția de Minorități la nivel de minister a gândit foarte bine această programă ca să o extindă către inspectorate și inspectoratele să o ducă în școli. Nu putem face cultură, nu putem face nimic fără educație.
Marcarea anuală a acestei date își propune informarea tinerilor despre momentul adoptării scrierii comune internaționale în limba româniei la data de 7 aprilie 1990, în cadrul celui de-al 4-lea Congres Internațional al Romilor de la Varșovia din Polonia. Programul de burse în pedagogie, așa se numește proiectul internațional implementat de curând în 4 țări: România, Republica Cehă, Slovacia și Ungaria. Beneficiarii proiectului sunt liceenii de etnie romă ai claselor a 9-a din școlile cu profil pedagogic. În cadrul proiectului, 10 de elevi din unitățile de învățământ liceal din întreaga țară, specializarea pedagogie, vor primi sprijin educațional care va consta în asigurarea meditațiilor și a stagiilor de practică. Proiectul actual cu liceele pedagogice implică acum sprijinirea a 34 de elevi la nivel național, atât au putut fi identificați, cei care au dorit să opteze pentru un astfel de liceu. Implică foarte multă străduință, foarte multă muncă din partea elevului. Trebuie să fie, cumva să-i placă ceea ce face, să fie talentat, să aibă o vocație spre profesia asta. Proiectul este planificat să ofere suport financiar și mentorat pentru tinerii adolescenți aflați în primul an de liceu, care provin din familii cu o situație socio-economică dificilă. Totodată se are în vedere atât plasarea în stagii de practică în grădinițe locale, precum și o tabără de vară organizată, care va consolida abilitățile de predare ale beneficiarilor. Cei mai de succes dintre absolvenți vor fi încurajați să urmeze studii pedagogice la nivel de licență și vor primi o bursă anuală din partea Roma Education Fund România. Așa cum știm, cei mai mulți dintre copiii noștri de etnie romă nu au un sprijin acasă să poată fi ajutați de către părinți, rude apropiate, și de cele mai multe ori găsesc un sprijin în cadrul didactic diriginte, părintele spiritual, care îi îndrumă și ne ajută pe noi, experții educaționali, să intervenim acolo unde chiar este nevoie. Știm cu toții că atunci când ești mititel în clasa pregătitoare, clasa întâi, modelul tău este doamna învățătoare, pe care, așa cum o numim noi în comunitate, este zână. De ce să nu fie chiar o învățătoare de etnie romă? Și să te ajute să te modelezi, să crești frumos, atât din punct de vedere motric, psihic, și să-ți asumi cu putere, cu drăzenie: da, nu, ne aparțin aceste minorități. Și tu, la rândul tău, ca absolvent al liceului pedagogic, în afară de faptul că va trebui să continue către un colegiu, dar va trebui să se întoarcă în comunitate, să fie model, să fie mentor pentru ceilalți copii din întreaga comunitate romă. Programul vizează sprijinirea elevilor din învățământul preuniversitar în tranziția de la școală la viața activă. Cu toții vor primi consiliere și orientare profesională privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă. Zilele trecute, Asociația Cu Alte Cuvinte a lansat online proiectul de literatură pentru copii intitulat Noii Povestitori. Fiecare erou are cât un costum. Eu am costumat în albastru, mantie aurie, o centură roșie și galben. Și galben. Niște cizme așa. Care coala poate să spară. Și o grăniță. Aș da cu o putere roșie. Proiectul promovează o literatură a diversității, concentrându-se asupra reprezentării romilor în literatura destinată copiilor din România. Scriitoarea Adina Popescu și ilustratoarea Irina Dobrescu vor realiza o serie de ateliere cu un grup de copii romi din Ferentari. Cele două se vor inspira din poveștile de viață ale elevilor pentru a crea o carte de ficțiune ilustrată. Ce înseamnă diversitate? Uite, mă gândesc când eram mică și aveam foarte multe cărți pentru copii scrise de români. Pe vremea aceea există editura Ion Creangă, care era destul de puternică și erau cărți. Nu mi-amintesc să fi existat în acele cărți niște copii care să fi fost altceva decât români. Literatura pentru copii nu a pus în valoare până acum personaje rome. Ar fi bine ca și copiii romi să se regăsească în cărți cu eroi care să le semene sau care să provină dintr-un mediu familiar lor. Poveștile rome ar avea puterea să-i facă pe toți copiii să fie mai deschiși și mai curioși față de cei din jurul lor. Mai mult decât atât, copiii romi își vor dezvolta încrederea în sine și vor avea curajul de a-și urma propriile aspirații.
Asociația noastră a prins contur în 2016 după acceleratorul de idei organizat pentru București, capitală europeană a culturii 2021. Atunci a apărut prima bandă desenată românească cu un personaj rom, un băiețel de 10 ani care povestește despre viața și visele lui. Personajele fictive cred că au existat întotdeauna în capul copiilor. Că le punem în aplicare prin vorbe și prin joculețe este ceva bun pentru ei. Proiectul are o premiză simplă și adevărată. O poveste fascinează și inspiră, mai ales atunci când te regăsești în ea. De aici și nevoia inițiatorilor de a reprezenta realități cât mai diferite în poveștile pentru copii. Asta pentru că toți copiii au nevoie de eroi cu care să se identifice, care să le fie modele pozitive în viață și alături de care să crească frumos. Nu plecați! Imediat vedeți cum au reacționat copiii pe care i-a vizitat cântăreața Tasha Rodriguez. Muzică din Angola și multe zâmbete în câteva momente. Foaie verde, spică de pâine, dacă ști că mor ca mâine, mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu răzbată, au, 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 inima. Mi-aș face o casă de piatră, ca moartea să nu răzbată, au, 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 inima. Și-am să chem fierarii toți să-mi pună la cât la porți, cu lanțuri să mă-ngrădească, moartea să nu mă găsească, au, 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 inima. Cu lanțuri să mă-ngrădească, moartea să nu mă găsească, au, 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 inima. Fiindcă moartea nu vrea bani, ia copii și oameni mari. Nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și nu-s de piatră, au, 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 inima. Nici pe mine nu mă iartă, că sunt om și nu-s de piatră, au, 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 inima. Și-am să chem fierarii toți să-mi pună la cât la porți, au, 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 inima. Cu lanțuri să mă grădească, moartea să nu mă găsească, au, 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 inima. Da. Da, și mai da, doi de da, ca să zic așa. Vremea păcălelilor, într-adevăr, mi-am luat o păcăleală de la colega mea, Zita Moldovan. E adevărat, am gustat-o un pic mai amar, așa, dar merge. Rubrica următoare nu este însă o păcăleală, să e tot o păcăleală. Nu e, Sorin, să vorbim știi. Vorbim despre
o prințesă de ciocolată. E tagarnorii ciocolatatiri. Sau orhideea neagră, nu? Luludica Alite pe Nazache, da, este vorba despre Tasha Rodriguez, o mai veche cunoștință care a fost prezentă și în studioul nostru. Am făcut o poză, mai știi? Da, 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 știu, știu. De data aceasta o vedem alături de copii rom din Ferentan. Adică de data aceea, că e de fapt e o amintire ce se întâmplă acum. Nu, 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 a fost acum, din nou în Ferentan, la copiii de la școala numărul 136. Copiii au fost foarte, foarte entuziasmați, dar o să vedeți mai multe în reportajul ce urmează, pentru că nu-i așa? Ce urmează? Urmează un reportaj, de reportaj ce urmează. Da, dar în cadrul rubricii Chestiuni Rome. Ceea ce spendeam, Roma Nicola. Tasha Rodriguez, o mai veche prietenă a emisiunii noastre, a venit din Italia ca să viziteze o clasă de elevi din sectorul 5 al capitalei. Artista din Angola și echipa Și eu m-am născut în România au organizat un moment pe care școlarii l-au savurat din plin. Prințesa de ciocolată, cum mi se mai spune, este cunoscută la nivel internațional pentru implicarea sa în acțiuni umanitare și filantropice. Ea le-a vorbit copiilor despre lupta împotriva prejudecăților și importanța stimei de sine. No me siento más segura, porque você me faz sofrer. Cu Tasha ne-am întâlnit în centrul capitalei, ne-a întâmpinat ca de obicei cu zâmbete și energie. Ce a urmat este extrem de interesant. Ciao Tasha, come stai? Benvenuta. Che piacere averti qui in Bucarest. Come ti sembra? Tutto mio. Come ti sembra la bellissima capitale? Bellissima città, bellissima. Oggi poi la giornata primaverile, c'è il sole. Fantastica. Beh, noi dobbiamo dire che andremo insieme ad una scuola per fare una sorpresa ai bambini. Bene. Bene. Come ti sembra? Ti sei preparata? Lo sai, quando si tratta di bambini uno non è mai preparato, però insomma cercherò di fare il mio meglio, di dare quello che loro magari hanno bisogno. Amore, serenità e pace. Doamnelor și domnilor, noi, eu și Tasha, am pregătit o surpriză copiilor de clasa a patra din Ferentari. Pornim către ei în câteva momente. Mi sento emozionata, emozionata perché i bambini sono sempre un'emozione. Non sai mai cosa aspettarti dai bambini, no? Perché sono curiosi, vogliono sapere. E allora, insomma, sarà un'emozione, sono emozionata, ecco. Come ti sembrano i bambini dalla Romania? Ma guarda, dall'informazione, dalla televisione, perché sai, oggi al giorno l'informazione principalmente abbiamo attraverso le news, attraverso i mass media. Ma sono varie le informazioni, però magari fanno solo vedere la parte disagiata, la parte che è più criminalizzata, diciamo, quando poi questi mass media vogliono fare vedere le cose, fanno vedere le cose più brutte, giustamente, no? Però io sono di quella che voglio a volte vedere, perché ogni situazione è una situazione a parte. C'è un perché esistono dei disagi, c'è un perché i bambini stanno in certe situazioni, perciò a me piace comunque verificare e fare le differenze, mai giudicare perché non si può giudicare, perché la vita è talmente complessa che sinceramente ci voglio tutta una vita per capire la vita, capito? Allora non è facile. È la prima volta che vai a vedere una classe di bambini? No, classe proprio no, magari di questa etnia sì, perché io in Italia faccio anche a volte le concerto lezione, no? Tante volte mi hanno chiesto di andare alle scuole per far capire loro la musica, la radice della mia musica, soprattutto facendo world music con le percussioni. Ci sono delle scuole, insomma, che a volte vogliono fare una giornata speciale, dare informazione culturale ai bambini. Allora l'ho fatto tante volte e magari un'etnia rom non l'ho mai fatta la prima volta e sicuramente avrò delle emozioni, delle cose da imparare sicuramente. Allora eccoci, prepariamo e andiamo verso di loro. Bene.
Iată, am ajuns în fața școlii gimnaziale numărul 136. Le-am adus o copiilor pe Orhidreea Neagră, așa cum îi mai spune Tașei Rodriguez. Tașa, ti sei preparata? Cosa hai preparato per i bambini? Mi sto preparando una sorpresina. Adesso vediamo quello che succede. Non mi vuoi dire niente? No, poi lo scoprirai, dai. Io penso che te le canterai qualcosa ai bambini. Andiamo allora, andiamo. Scopriamo, scopriamo. Dai, doamnelor scopriamo. Și domnilor, eu cred că Tașa și-a făcut deja vocalizele și acum copiii vor avea o reacție pe cinste când o vor vedea. Imediat mergem la ei. Welcome to our school! Laura Berta, the principal of the school. Good afternoon. Bine v-am găsit. We go to the class? Yes, of course. Let's go. Macuenza, 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 ya mama. Macuenza, 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 ya mama. O chiquele, wengiria, ho. O chiquele, wengiria, ho. Suma. Yeah, 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 ho. Hiya 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 ho sum makwenza 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 ya mama makwenza 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 ya mama hochikera wengiria ho hochikera wengiria ho. Good afternoon. Pe lângă distracția de care au avut parte, copiii s-au bucurat și de povești de viață ale Tașei. Artista le-a povestit despre cât de important este să învețe și să aibă încredere în ei. Din experiențele împărtășite de ea, școlarii s-au ales cu sfaturi prețioase. El giorno di domani non si sa mai, però per questo è importante l'istruzione, studiare per essere qualcuno domani. E uno può essere un dottore, può essere una cantante, può essere un filosofo. E perché no anche il presidente della Romania, giusto? Soprattutto una cosa, credere in voi stessi. Credere in voi stessi. Mai ales să credeți right? In voi înșivă. Non lasciare mai che nessuno dica tu non puoi, tu non ce la farai. No, sempre dire io posso, io posso, io posso. Visto che loro stanno qua, vuol dire che sperano in qualche cosa, giusto? Vogliono fare la differenza, vogliono avere una vita diversa. Allora devono continuare in modo che quelli che fanno la criminalità, la droga, vedono che loro fanno la differenza. Loro sono speciali perché sono stati scelti, stanno studiando, stanno qua perché devono avere un futuro. Allora devono essere di esempio. Leleo, leleo, lele, oh la la. Lele o lele o lele ho la la. Lele o lele o lele ho la la. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 na tac 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 tac. Okay. Ca să-i mulțumească, elevii au cântat și ei Tașei câteva cântece în limba romani, printre care și Ghelem Ghelem. S-a părut foarte, foarte frumos din partea doamnei că a venit tocmai din altă țară ca să ne viziteze pe noi. Și care este mesajul cel mai important pe care l-ai reținut tu astăzi? Să credem în noi și să nu ne dăm bătuți. Mi-a părut un moment foarte frumos pentru că n-a mai venit nicio vedetă la noi în școală. A fost foarte drăguță cu noi, ne-a respectat, o respectăm și noi pe ea și am vrea să mai vină la noi în... Să mai vină la noi în școală. Copiii vor trebui să vadă că, nu știu dacă este chiar ok, să-i spun Tașe că ea este de culoare. Cei mai mulți dintre ei au probleme din cauza culorii, în acest sector și nu numai. Sunt foarte multe incidente în mai multe magazine, marketuri, unde există o problemă, adică controlul este dublu atunci când vin ei, pentru că sunt bruneței. Ei astăzi trebuie să vadă că se poate. Dacă o vedetă vine și le vorbește și se pupăce, se iau în brațe. Deci asta înseamnă că în viața asta nu există bariere ca să-ți atingi un vis.
totul se poate, dar neapărat prin educație și așa cum spunea ta așa mai devreme, să crezi foarte mult în tine. Să visezi în continuare până ți atingi visul. O vedetă de talia doamnei ajută copiii să se regăsească pe sine și să-și construiască scopuri în viață. Aș dori cât mai multe personalități să vină să arate ce înseamnă să muncești și să ajungi pe niște culmi serioase. Chiar mă bucur foarte tare, foarte tare de aceasta, pentru această acțiune. O veți invita, poate în anii următori? Aș vrea să o invit să vină mereu, poate chiar de două ori pe an, dacă se poate, cum își găsește timp la noi aici, o familie care o va primi mereu cu brațele deschise. La revedere! Well, nice to meet you! Nice Take to meet care. You too! Love you! Thank you.
Te-ai speriat puțin. Deci, te-ai speriat că prezint fără tine, da? Am vrut să-mi fac o farsă, să zic. Nu, am vrut să, prezint. A plecat să cumpere un coif, să ia acest coif. Apropo, din ce e făcut acest coif? Este făcut din mai multe ziare, dar nu asta este întrebarea. Este un ziar care are mai multe pagini. Hai, bine, fie cum zici tu. E o publicație. Întrebarea este următoarea, dragi prieteni. Să știți că Sorin Sandu este cel mai drăguț coleg din lume. Da, da, asta pentru că... Modestia mă obligă să tac din gură. Da, mai bine taci, prezint eu rubrica. Dragi prieteni, nu am zis să tac din gură la complimentul tău, adică din modestie, dar rubrica... Bine, hai să ne întoarcem puțin în trecut, pentru că prezentul este atât de... atât de nesigur, ca să zic așa, iar în trecut intrăm în arhiva emisiunii noastre și vedem lucruri extraordinare. Dragi prieteni, nu ratați din arhiva emisiunii. Să mai pui coiful ăsta pe cap, că uite, idei. Ți-ai cuvinte bune, Lerna. Mai știi desenul ăla cu obliu? Cât de importantă este limba standard? И кето ни чиб и си васни, цар и си васни, кето ни чиб се саркале нацијаки, и румунијанги, туркијанги, грекијанги, саворенги. Тај е си дам бахтале, дедикаска, пан шов, шај ефта милиони арома, анда со сундал, вакерен да кија чиб, а мари анда вервера варианте, ама шај ти халио вас је каврес. Akatě na to Parízi, kde běšava, aba šupanš běša, pendián, mají Anglel. Sako dívě, měla dívat Romencar, kotari Bulgaria, kotari Rumunia, kotari Polska, kotari vikot telefoni dav do malenca. Sád penela pe kanadés do mal Romanec, sád kaj haliakeras to můj. O můj je vel jalo, sád kaj halan menta, sád kaj halan vareso gudlo, vareso lačo. I relacija su del tut i čib, ando ma nušipe nešti terakjes. Šajan di muzika, šajan di muzika. A mana ando sa te penav, ando biznesna, ando politikana, ando saka la akrabutja nešti terakjes. I čib ta i muzika si oduj čanga, save čače pjeravde eromen še liber šancar, Taj musajt dure dert pira venlen. To vel givdi i chib on de neve forme, jate vakas palo rock and rock. On ja rock and roll, on de chib i romani. No nai problem, jate vakas palo terorismo, pa al-Qaida para sa. Na musajt vakas sa, vakas da, mo pra papu na jade sa so sti al-Qaida. Pa chuchinda, jade ni rock and roll. Sa avera bucha. No i chib te Dikia rafla, te zuria rafla, te nabistras opurane vorbe. Odreske su sarkon vorba, ti sar jek valiza. Jek valiza, jek džamantan, zapren tutumendo do te, ka Andrej isi bud kultura. Thank you.
Rămâneți aproape. În câteva minute aflăm ce activități pregătesc autoritățile împreună cu Asociația Partida Romilor Pro Europa pentru ziua de 8 aprilie. Dragi prieteni, urmează, după cum bine știți, rubrica La un ceai cu romi. Să te mai pânească, diclea cu ce am aromat zita, diclea cu ce sosia te, e ceaio romosa. E clar, e clar, suntem la un ceai cu rom, scrie asta și pe canalul Sorin. Și când e scris, unde e scris e lege, unde e lege nu-i tocmeală, deci... Corect. Trebuie să fim atenți și să vedem ce avem astăzi la rubrica La un ceai cu rom. Președintele executiv al Partidei Romilor Pro Europa, domnul Cătălin Manea, și Felix Goldbach, inspector școlar pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, astăzi la un ceai cu rom. Așadar, mare atenție, bem un ceai cu rom. Bună dimineața, bun găsit la un ceai cu rom. 8 aprilie se apropie cu pași repezi. Discutăm imediat despre activitățile organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, iar în a doua parte a emisiunii vom discuta despre o campanie educațională extrem de interesantă. Invitatul meu din platou este domnul Cătălin Manea, președinte executiv al Asociației Partida Romilor Pro Europa. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Domnule Manea, sunteți în febra pregătirilor, ca să spun așa, pentru, iată, cea mai importantă zi a minorității rome. Da, sigur că da. Noi ne-am gândit să organizăm o serie de evenimente în contextul zilei de 8 aprilie, evenimente care, prin intermediul cărora vom marca importanța zilei de 8 aprilie și sigur că da, se vor desfășura o serie de manifestări, acțiuni și activități care sunt menite să promoveze și să păstreze tradiția și obiceiurile romilor din România. Aș vrea să trecem în revistă câteva. Propun să plecăm de la București, să pornim din capitală, să vedem ce se organizează în capitală și apoi încet, încet să mergem și în teritoriu. Legat de evenimentele ce se vor desfășura în municipiul București, trebuie să subliniem parteneriatul pe care deja îl avem cu primăria sectorului 5. În data de 8 aprilie vom organiza o serie de evenimente care vor marca ziua de 8 aprilie pentru cetățenii, în mod special pentru cetățenii majoritari care vor participa la acest eveniment. Vom organiza un târg meșteșugăresc astfel încât aceștia să cunoască mult mai bine care sunt neamurile de romi și care sunt principalele ocupații ale lor. Mai mult decât atât, va fi organizat un atelier pentru copii. Vor participa aproximativ 200 de copii de etnie romă din sectorul 5. Aceștia vor prezenta și un program cultural-artistic. Mai mult decât atât, se vor organiza o serie de ateliere de creație. Mă rog, evenimentul de la sectorul 5 va culmina cu un spectacol susținut de formația Mahala Rai Banda, Gypsy Casual și, nu în cele din urmă, taraful Viorica și Ioniță de la Clejani. La nivelul sectorului 6, tot cu sprijinul primăriei sectorului 6, se vor organiza de asemenea evenimente importante. În București, tot în contextul zilei de 8 aprilie, vom participa alături de Federația Democrată a Romilor. De fapt, această structură de tip federativ este o structură din cadrul căreia facem și noi parte la o serie de manifestări organizate în parteneria și cu Centrul Național de Cultură al Romilor. Acestea se vor desfășura pe platoul de la universitate. Sigur, sunt programate o serie de evenimente în București, sunt în jur de 5 evenimente. Încercăm să fim prezenți la toate evenimentele și, mai mult decât atât, obiectivul principal al acestor manifestări este de a scoate în evidență, pe de o parte, istoria, tradițiile și importanța conservării și promovării culturii romilor, iar pe de altă parte este extrem de important să arătăm în mass media și tuturor celor interesați, opiniei publice, instituțiilor statului,
problemele cu care se confruntă minoritatea romă și în cele din urmă să propunem și o serie de soluții. Pentru că la toate aceste evenimente vor fi invitați să participe o serie de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor administrației publice locale și centrale. Din București, în mod special. Am înțeles. Haideți să facem un pic o revenire în anii anteriori. Cum vi se par activitățile de anul acesta în comparație cu cele de anul trecut? Înțeleg că vom avea parte de muzică bună, de articole produse de meșteșugarii romi. Avem și copii implicați în aceste activități. Înțeleg că ați avut destul de multă susținere din partea autorităților. Vi se pare mai bine organizat față de anii precedenți sau? Eu așa cred. Încă aceste evenimente nu s-au desfășurat. Urmează să se desfășoare și vom vedea practic cum se vor desfășura și în cele din urmă vom vedea care vor fi rezultatele la finalul desfășurării acestor evenimente. Însă, cred că se impune o precizare și anume aceea că susținerea autorităților locale vine în contextul în care există o lege care stabilește că ziua de 8 aprilie este sărbătoarea etniei romilor din România. Această lege a fost inițiată în 2006 de către președintele asociației noastre, de către domnul Nicolae Păun, și sigur că a căpătat valențe reale prin legea 66 pe 2006. Practic, în legea respectivă se menționează la articolul 2 că autoritățile administrației publice locale și centrale pot sprijini desfășurarea unor astfel de evenimente. Din păcate, în anii trecuți, evenimentele și manifestările care s-au desfășurat cu prilejul zilei de 8 aprilie au fost tratate de cele mai multe ori, din păcate, repet, într-un mod peiorativ, contextual și, hai să spunem, cu anumite stereotipii legate de etnia romilor. Nu au fost prezentate așa cum ar fi trebuit să fie prezentate. De ziua romilor nu ar trebui în mod neapărat doar să dansăm, să cântăm și să mai facem, eu știu, alte lucruri. Cred că este un bun prilej pentru a arăta tuturor cetățenilor că minoritatea noastră este o minoritate istorică, este o minoritate care este atestată documentar încă din anul 1385. Această minoritate a fost în robie, romii au fost în robie mai bine de 5 secole, că minoritatea romilor a fost deportată în timpul celui de-al doilea război mondial în Transnistria, deci am avut victime ale Holocaustului, în egală măsură bunicii noștri, străbunicii noștri au participat la cele mai importante momente care au desăvârșit constituirea statului român modern, respectiv primul război mondial și cel de-al doilea război mondial, că în cele din urmă minoritatea romă nu este o minoritate apărută după 1990, că este o minoritate istorică alături de multe alte minorități naționale. Și percepția, în mod fundamental, percepția greșită, care, din păcate, spun, este alimentată și amplificată de cele mai multe ori în termen negativ de către mass media, această percepție ar trebui să fie schimbată. Cum? În mod natural, prin cunoașterea istoriei, tradițiilor, obiceiurilor și culturii acestei minorități. Tocmai de aceea mi se pare interesant să prezentăm activitățile care sunt organizate în această zi, pentru că 8 aprilie nu este numai o zi importantă pentru minoritatea romă, dar este o zi și în care și o zi în care noi putem să profităm și să arătăm celorlalți oameni care nu fac parte din minoritate, iată ce anume pot face oamenii de etnie romă. Ce obiecte pot confecționa, cu modul în care pot dansa. Dansurile chiar au priză la public de obicei și nu la publicul care face parte din etnia romă, dar la publicul larg, mixt. Și tocmai de aceea spun că este foarte important să trecem în revista aceste activități. Deci în București vom avea dansuri, vom avea muzică, vom avea copii care vin să ne prezinte momente artistice. Haideți să mergem un pic și în teritoriu, să luăm... Același lucruri, în linii mari, se vor petrece în toate celelalte locații din țară.
cred că este important și pentru telespectatori și pentru reprezentanții organizațiilor minorității rome, celorlalte organizații, să cunoască faptul că noi suntem în plin proces de reorganizare, că în momentul de față ne-am reorganizat și avem un număr de 13 centre regionale la nivel național. Aceste centre regionale grupează toate cele 41 de județe. În principiu, manifestările și acțiunile prilejuite de ziua de 8 aprilie se vor desfășura la nivelul acestor centre regionale. Ele vor fi prefațate de o reuniune, de o întrunire, să spunem, cu membrii asociației și cu reprezentanții comunităților de romi, la care vor participa mediatori școlari, sanitari, cadre didactice, care predau limba și istoria romilor, reprezentanții administrației publice locale. Aceste reuniuni se vor desfășura în toate cele 13 centre regionale, practic vor prefața toate celelalte manifestări culturale și artistice și cred că este un moment de bun augur și în ideea în care minoritatea romă și comunitățile de rom trebuie să înțeleagă că Partida Romilor este o organizație puternică, este o organizație care și-a propus să fie alături de membrii etniei, este o organizație care, prin forma de organizare, va reprezenta un punct de sprijin real la problemele și la, hai să spunem, toate celelalte aspecte negative cu care încă se confruntă și mai mult decât atât, ca formă de organizare, Partida Romilor poate constitui un partener real și un partener credibil cu potențial pentru toate autoritățile și instituțiile statului în procesul de rezolvare, în procesul de îmbunătățire a problematicii romilor, indiferent că ne referim aici la probleme care vin din mediul social, din mediul, ce știu eu, să zicem, educațional sau alte tipuri de probleme care, din păcate, s-au tot amplificat în ultimii 25 de ani de, așa zisă, democrație românească. Desigur, Asociația Partida Romilor Pro Europa a susținut încă de la înființare, este singura asociație care reprezintă romii în Parlament, nu-i așa? Și, desigur, reprezintă romii și, iată, încearcă să rezolve problemele cu care ei se confruntă. Cu siguranță vom dezbate problematica regionalizării, reorganizării asociației într-o ediție următoare. Aș vrea însă acum să rămânem în sfera aceasta de sărbătoare. Aș vrea să știu dacă în toate orașele din țară se va organiza ceva. Dacă este un oraș, nu, mai bine zis, în care nu se organizează nimic. Vom puncta, sau mai bine spus, sunt nevoit să trec în revistă cele 13 centre regionale pentru ca romii noștri să cunoască unde se vor desfășura evenimentele dedicate zilei de 8 aprilie. Pe zona Moldova, centrul regional este situat la Iași și va grupa județele Botoșani și Vaslui. Mai jos avem centrul regional de la Bacău, care va grupa, va avea reuniune cu membrii și cu reprezentanții comunităților de rom din județele Suceava, Neamț și Vrancea. Un alt centru regional este la Galați, care va organiza o serie de manifestări unde vor participa reprezentanții comunităților de rom din județele Brăila și Tulcea. Un alt centru regional este la Ialomița, aici practic se vor desfășura manifestările, la Ialomița, aici vor participa județele Călăraș, Constanța și Ialomița. Mai este un centru regional mai jos, să spunem la Teleorman, împreună cu județul Giurgiu vor organiza o serie de manifestări și acțiuni culturale. O altă locație unde se vor organiza evenimente va fi la Dolj. Aici vor participa romii din județele Gorj, Olt și Mehedinți. Un alt centru regional pe zona Ardeal este la Alba, la Alba Iulia mai exact, care este grupat cu județul Hunedoara. De asemenea, la Mureș este un centru regional mai mare, grupează 5 județe, pentru că vorbim de Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov și Mureș.
La Cluj este un alt centru regional unde vor participa romii din județele Sălaj și Bistrița și nu în cele din urmă, centrul regional de la Bihor, care grupează județele Arad și mai la nord, județul Satu Mare. Al 13-lea centru regional este București și Ilfov, unde vă spuneam că se vor desfășura în jur de 5 evenimente distincte pe parcursul unei săptămâni, intitulată generic Săptămâna Romilor. Am înțeles. Sunteți mulțumit de modul în care au decurs pregătirile, de punctul în care vă aflați acum, ținând cont de faptul că mai e doar o săptămână până în ziua cu pricina, până la Ziua Internațională a Romilor? Da, până în momentul de față aș putea spune că da. Lucrurile decurg conform planificărilor noastre, conform deciziei pe care am adoptat-o în cadrul ședinței de Consiliu Director al Asociației. Este un eveniment important, dar asociația noastră nu este canalizată sau eforturile asociației nu sunt canalizate doar către acest eveniment. El este un eveniment care, iată, se află la a 11-a ediție, ținând cont că legea a fost adoptată în anul 2006. Mă bucur enorm de faptul că autoritățile administrației publice locale au înțeles să respecte caracterul legii 66 în multe localități din țară, în multe județe din țară, atât consiliile locale cât și consiliile județene, sprijină și din punct de vedere financiar și cu resurse logistice și cu alte tipuri de resurse desfășurarea unor astfel de manifestări. De la an la an, ca și o concluzie, pot spune că sărbătoarea etniei romilor din România, 8 aprilie, care sigur are și dimensiunea de Ziua Internațională a Romilor, este un eveniment care a căpătat amploare, este o ocazie, așa cum vă spuneam și la începutul intervenției mele, este o ocazie pentru a semnala principalele probleme cu care încă romii din România se confruntă, dar în același timp este o ocazie de a etala și de a scoate în evidență adevăratele repere și simboluri culturale, istorice, tradiții, de altfel elemente care ne caracterizează și care ne definesc ca minoritate. V-aș ruga dacă aveți un mesaj pentru minoritatea romă cu ocazia zilei de 8 aprilie, pentru că dumneavoastră nu veți avea ocazia să intrați atunci de 8 aprilie, poate vreți să le transmiteți ceva acum? Da, să le spun în primul rând la mulți ani tuturor romilor din România. Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor și cu ocazia sărbătorii etniilor din România vreau să le adresez un mesaj și tuturor cetățenilor români, cărora le spun și lor la mulți ani. Minoritatea noastră este o minoritate istorică, este o minoritate care a contribuit de-a lungul secolelor la desăvârșirea și la constituirea statului național unitar modern românesc și este o minoritate care întotdeauna a ținut la această țară și care de-a lungul secolelor a dat României o serie de valori în domeniul cultural, artistic, în domeniul educațional, valori incontestabile și valori care intră sau care se încadrează în patrimoniul cultural al României ca și stat. La mulți ani tuturor și pentru că ne apropiem, profit de faptul că sunt în emisiune la dumneavoastră, ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paști. Permit să le spun tuturor și un Paște fericit și Hristos a înviat. Aș vrea să încercăm acum să ne îndreptăm încet, încet către campania educațională despre care vorbeam la începutul emisiunii. Doamnelor și domnilor, avem pregătit un material în care puteți vedea câteva puncte care încă se păstrează în această campanie educațională. Ea a fost îmbogățită. Vedeți acest material, după aceea revenim cu un alt invitat, îl păstrăm și pe domnul Cătălin Manea, dar domnul inspector școlar pentru minorități, Felix Goldbach, ni se va alătura și dezbatem această campanie. Și eu m-am născut în România. Revenim imediat cu detaliile unei campanii menite să combată abandonul școlar. Cum vor fi motivați copiii, ne spun în câteva momente invitații din platou.
Ministerul Educației publică anual broșura admiterii candidaților la locurile speciale pentru romi în licee. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obțină recomandarea de apartenență la etnia romă. Aceasta este eliberată în mod gratuit de către organizațiile rome. Toate informațiile referitoare la calendarul admiterii sunt afișate de unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. În 2016, în țară au fost alocate peste 7.000 de locuri speciale pentru romi. În capitală au fost acordate în jur de 700 de locuri, la care s-au adăugat aproximativ 200 de locuri la școlile profesionale. Repartizarea candidaților romi se realizează în luna iulie a fiecărui an de către Comisia de Admitere a Municipiului București la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes din București. Se face în ședință publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opțiunilor exprimate. Admiterea candidaților de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri pe clasă pentru numărul de locuri acordat prin planul de școlarizare aprobat de Ministerul Educației. Da, iată 7.000 de locuri speciale pentru romi anul trecut. După cum vă spuneam, domnul Felix Goldbach, inspector școlar pentru minorități în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ni s-a alăturat în platou. Bine ați venit! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Haideți să discutăm acum, domnilor, despre campania SOS Copiii Romi, o campanie educațională extrem de interesantă. Domnule Mane, aș vrea să încep tot cu dumneavoastră, să-mi spuneți cui se adresează această campanie, care sunt grupurile țintă și ce este cel mai important de scos la suprafață din această campanie. În primul rând, cred că ar trebui să scoatem în evidență faptul că această campanie SOS Copiii Romi, campanie educațională, este o continuare a campaniei inițiată de Asociația Partida Romilor Pro Europa încă din anul 2006, campanie ce a avut până anul trecut denumirea de Noi îți dăm recomandarea. Campania a demarat în anul 2006 la nivelul municipiului București, după aceea în anul 2007 în baza parteneriatelor încheiate cu toate inspectoratele școlare din cele 41 de județe, activitățile campaniei au căpătat o dimensiune națională. Ca urmare a desfășurării acestei campanii educaționale, în decursul celor 10 ani, vă pot spune că am avut peste 50.000 de copii de etnie romă la nivel național, pe care efectiv am reușit să-i ajutăm în a participa la activitățile educaționale, în ceea ce privește înscrierea lor în învățământul preșcolar, în învățământul obligatoriu gimnazial, în învățământul preuniversitar, mă refer aici la locurile special alocate elevilor de etnie romă în licee și în școlile de învățământ profil tehnic, școli profesionale și, nu în ultimul rând, un alt segment care a beneficiat de măsurile și de activitățile campaniei au fost tinerii de etnie romă, elevii claselor a 12-a, care au reușit să meargă mai departe în sistemul de învățământ universitar ca urmare a intervențiilor și activităților pe care noi le-am desfășurat în ultimii 10 ani de zile. Anul acesta, campania, care va avea desigur o dimensiune națională, se intitulează SOS Copiii Romi, avem și o serie de argumente. Cred că totuși cel mai important lucru este să semnalăm care sunt principalele obiective ale campaniei SOS Copiii Romi. Noi ne-am propus să desfășurăm o serie de acțiuni și activități care au caracter de informare, în primul rând, a părinților de etnie romă, a copiilor, în egală măsură, o serie de activități care vizează consilierea și orientarea lor școlară, deoarece cei mai mulți dintre părinți, de regulă, sunt dezorientați, nu cunosc foarte bine care este profilul fiecărui liceu, nu sunt în cunoștință de cauză, din păcate, în acest sens și de cele mai multe ori, și iară din păcate precizez, faptul că mulți dintre părinții nu reușesc să se detașeze puțin și să aibă acea abordare obiectivă față de proprii lor copii, mulți dintre ei optând pentru licee sau pentru profiluri care nu au nimic de a face cu parcursul educațional al copilului din clasele 5-8.
Este foarte important că această campanie acoperă, iată, toate vârstele. Luați copiii de la grădiniță, practic. De la preșcolar. Și duceți până la facultate, când ei devin studenți. Avem toate segmentele. Deci avem segmentul de preșcolar și aici vom veni cu informații concrete despre etapele pe care părinții trebuie să le urmeze, despre documentele pe care trebuie să le întocmească, despre demersurile pe care trebuie să le întreprindă pentru ca copiilor să fie admiși în învățământul preșcolar. Referindu-mă la învățământul preșcolar, trebuie de asemenea să subliniem faptul că dacă nu ești înscris și dacă nu urmezi acea clasă pregătitoare, nu poți fi înscris mai departe în clasa întâi. Este o condiție stabilită în legea educației. Un alt segment este segmentul elevilor de clasa 8-a. Și aici ne-am gândit la o serie de activități, dar o să detaliez ceva mai târziu ce vom face pentru ei, pe lângă informare, consiliere și orientare școlară și nu în cele din urmă și eliberarea celor adeverințe de apartenență etnică. Un alt segment, vă spuneam încă de la începutul intervenției mele, că vizează tinerii de etnie romă care sunt acum în clasa 12-a și care intenționează să meargă mai departe în sistemul de învățământ universitar. Și nu în cele din urmă, un alt segment pe care îl tratează campania SOS Copiii Romi și care este stabilit foarte clar și în protocoalele de colaborare cu inspectoratele școlare, este reprezentat de tinerii sau de adulții care, din motive mai mult sau mai puțin obiective, și-au întrerupt parcursul școlar și trebuie să-și recupereze studiile prin intermediul programului A doua șansă. Aș vrea să mergem puțin și la domnul Golbach, să ne spuneți cum credeți că vor privi inspectorii școlari această campanie, cât de mult credeți că o vor susține, care credeți că sunt punctele forte ca ea să fie acceptată de inspectoratele școlare? Noi suntem obligați, toți inspectorii, pentru minorități la nivel național. Eu vorbesc numai de inspector, calitatea mea de inspector pentru minorități la nivel de municipiul București. Am o mare încredere pentru că anul trecut am avut 6 centre la nivel de municipiu. Anul acesta avem 7 centre. Anul trecut a fost o organizare foarte bună și asta vreau să mulțumesc Partida Romilor. Pe fiecare sector ne-am organizat foarte bine. A fost o, chiar după Paști, o campanie foarte bine făcută cu fiecare director, unde pe fiecare sector am stabilit întâlnire care au avut rezultat. Adică sectorul 1, avem școala gimnazială Nicolae Titulescu, deci primul pas este la școală. După aia dosarul pleacă la sectorul 1 și ca centru pe sectorul 1 avem deja decis împreună cu colegii mei, împreună președintele Comisiei de admitere este domnul inspector școlar general adjunct, domnul Fedorca, am stabilit împreună cu comisia și am stabilit ca și anul acesta să mergem pe aceeași structură ca anul trecut, că a funcționat foarte bine și la sectorul 1 va fi școala, la școala gimnazială Nicolae Titulescu. Apoi la sectorul 2 am stabilit școala gimnazială numărul 39, apoi sectorul 3, școala gimnazială Barbu de la Vrancea, sectorul 4, școala gimnazială numărul 133, sectorul 5, școala gimnazială numărul 131, sectorul 6, școala gimnazială 279 și de anul acesta, pentru învățământul profesional, am stabilit ca la Colegiul Tehnic Mihai Bravo. Acolo, colegii noștri, de la ora 8 la 4, îi așteaptă, după ce au trecut pe la școală, au luat dosarul să vină la cele 7 centre. Aș vrea să trecem un pic la obiectivele acestei campanii și la data de lansare a acestei campanii. Când vor fi semnate aceste protocoale? Înțeleg că se semnează niște protocoale între Asociația Partida Romilor Pro Europa și inspectoratele școlare din municipiul București și din fiecare județ. Da, am inițiat practic protocolul de colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și anul acesta. Noi estimăm ca săptămâna viitoare să încheiem, deja draftul de protocol circulă, este consultat de către juriști, el în principiu va fi aprobat. Dimensiunea națională a acestei campanii, sau practic campania va demara oficial la momentul la care protocoalele de colaborare
dintre asociația noastră și toate inspectoratele școlare din țară, plus inspectoratul școlar al municipiului București, vor fi semnate. În următoarea etapă, echipele care deja în momentul de față sunt constituite, echipele de voluntari, echipele de tineri care se vor deplasa în unitățile școlare, în comunități, vor intra practic în acțiune și le vor oferi atât copiilor cât și părinților de etnie romă toate informațiile de care au nevoie. Anul acesta noi ne-am propus ca, pe lângă activitățile pe care le desfășurăm în mod curent, să abordăm în mod distinct admiterea elevilor de etnie romă în sistemul de învățământ profesional. Deoarece eu consider că este extrem de important ca părinții să cunoască faptul că acei copii care vor opta către școlile profesionale, către învățământul acesta tehnic, au mult mai multe șanse, deci să ne raportăm la ceea ce există în momentul de față în România, au mult mai multe șanse să dobândească în mod real o serie de abilități și o serie de competențe care ulterior să le asigure sau să le garanteze cumva ocuparea unui loc de muncă. Mai mult decât atât, tot referitor la învățământul profesional de stat, trebuie spus că fiecare copil care va fi înscris în acest sistem de învățământ va beneficia de o bursă de 200 de lei lunar. Aș vrea să mergem puțin la domnul inspector să ne spună din anii trecuți cât de mult a contribuit această bursă pentru copii. Foarte mult, pentru că deja avem un număr, și anul trecut am avut un număr mai ridicat la înscrierea pentru liceele profesionale. Deci cei 200 de lei pe care ei îi primesc lunar atunci când optează pentru o școală profesională, spuneți că au contribuit. Au contribuit foarte mult, dar acest lucru nu se putea fără o campanie foarte bună. Deci campania de anul trecut a fost o campanie foarte bună, s-au împlinit 10 ani și acest lucru m-am bucurat că am putut să particip. Iar anul acesta, rezultatele de anul trecut a fost un model de bune practici, care anul acesta cu siguranță va fi de un impact mult mai mare, mai ales că, știți foarte bine, este o campanie și la nivel național, în mass media, în sfârșit ne-am dat seama, asta la nivel și de minister, da, s-a gândit ca în sfârșit liceele profesionale să aibă o susținere și deja facultățile încep să se orienteze către liceele profesionale. Am înțeles. Iată, acești 200 de lei pentru unii copii pot să conteze și îi pot ține la școală, îi pot face să opteze pentru o meserie. Nu este numai pentru copiii din etnia noastră, este pentru toți copiii, pentru că există o hotărâre de guvern din anul 2012 care stabilește acest quantum, această susținere. Că în momentul de față întâlnim tineri care au absolvit diferite facultăți, diferite forme de învățământ din sistemul de universitar și care fie vând ziare, fie sunt șomeri, adică șansele de a-și găsi efectiv un loc de muncă sunt reduse. În primul rând, pentru că la noi, iată, lipsește această parte de consiliere și orientare școlară, ceea ce dumneavoastră vreți să faceți și copiii merg toți către anumite domenii, pentru că așa face prietenul, așa face colegul, face vecinul. Se influențează de regulă între ei, iar părinții, nefiind în cunoștință de cauză sau neavând toate detaliile sau informațiile acelea, să zicem, minimale, nu toate, minimale, despre liceul X, despre liceul teoretic, despre liceul vocațional, despre școala profesională, spune, bă, e bine ca, eu știu, copilul meu să meargă la liceul ăsta pentru că sună bine, pentru că e un liceu nu știu de care, dar neavând toate aceste informații, este posibil, așa cum s-a întâmplat, din păcate, și în anii trecuți, să facă o opțiune greșită. Că la finalul campaniei, în toată țara, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene și cu cel al municipiului București, se vor organiza ședințe publice de repartizare a elevilor de etnie romă în licee sau în școli profesionale. Cunoașteți deja data acestor ședințe? De regulă este pusă în luna iulie, domnul inspector. Da, deci nu pot să dau data exactă acum, la finalul lunii aprilie. Noi deja, deci după Paști, vom publica toate broșurile și atunci automat acolo apare fiecare dată în care noi electronic, da,
Deci va fi repartizarea făcută totul legal, se vede clar, ședință publică, împreună cu părinții, tot pe fiecare sector. Va fi o organizare foarte bună pentru că anul trecut... Aceste date se pot vedea pe site-ul Ministerului Educației, bănuiesc. Și pe site-ul inspectoratului se poate vedea și online, este totul absolut public. Nimic nu se poate, de asta zic, când aud în, mai auzim discuții, nu se poate, totul este absolut tranșant. Și... Am înțeles, mi se pare important de precizat pentru părinții care se uită acum la noi. Să nu... Domnule Mane, aș vrea să revenim un pic la obiectivele campaniei. Un obiectiv distinct este acela de a consilia și de a identifica segmentul de preșcolar. Știți, acum nu știu cât de bine știți dumneavoastră, dar înscrierea în sistemul de învățământ preșcolar se realizează în mai multe etape. Deja o primă etapă se apropie de final. A început în martie, da. Mulți dintre părinți se trezesc înainte de 15 septembrie că au probleme cu copiii care deja nu sunt înscriși la grădiniță și vin, ne apelează. Ori noi ne-am gândit să le oferim aceste informații din timp, să venim în sprijinul lor, astfel încât toți copiii de etnie romă să beneficieze de înscrierea în condiții normale în sistemul de învățământ preșcolar. Deci o atenție deosebită pentru preșcolar, pentru clasa pregătitoare. Mai mult decât atât, un alt element de noutate care este inclus în cadrul campaniei SOS Copiii Romi este că la nivelul centrelor regionale pe care noi le avem în toată țara și inclusiv la nivelul municipiului București, în următoarea perioadă vom organiza sesiuni de pregătire a elevilor de etnie romă, atât pentru examenul de capacitate sau cum se numește la acum atestarea națională, evaluarea națională, cât și pentru acei elevi ai claselor a 12-a pe care o să încercăm să-i medităm gratuit la principalele materii pe care urmează să le susțină în cadrul examenului de bacalaureat, respectiv în mod special română și matematică. Practic, noi, sau concret, vom pune la dispoziție sediile noastre. Vom lua legătura cu cadre didactice specializate din cadrul unităților școlare de pe raza județelor sau de pe raza municipiului București și în weekend, sâmbătă și duminică, acești copii de etnie romă, număr de 20, număr de 30, în funcție și de capacitatea sediilor noastre, vor participa la sesiuni de pregătire gratuită, adică meditații pentru BAC, meditații pentru testarea națională la sediile Partidei Romilor. Mă bucur că ați deschis, domnul președinte, discuția. Aș vrea să completez puțin că vreau să... etnia romă are o șansă extraordinară pentru educație. Are o șansă de jos până sus. Nu numai și la nivel de... Aici a atins un punct foarte frumos, domnul președinte. Clasa 12 este un moment foarte critic. Dacă noi îi dăm informarea corectă pentru ciclu 1, că acum facultățile sunt pe ciclu, ciclu 1, 2 și 3, ciclu 1 licență, master, ciclu 2 și 3 doctorat. Aveți aceste finanțări care sunt extraordinar de importante și atunci ai o șansă de la capul alfine, poți să te școlarizezi și un lucru foarte cunoscut, știți foarte bine, că nu se mai poate de anul acesta, fără 10 clase, nici permisul nu mai poți să-l iei. Da, desigur, educația este foarte, foarte atunci... importantă, școala este foarte importantă, studiile sunt fundamentale. Nu mai avem foarte mult timp, din păcate. Aș vrea să-l întreb pe domnul Manea, pentru că poate este un elev care se uită acum la noi și vrea să știe cum poate beneficia de aceste meditații. Cum poate face ca să aibă acces la ele? I-aș ruga pe toți părinții de etnie romă care ne privesc sau care se vor informa reciproc, așa să ne contacteze în județele în care se află. Practic în fiecare județ din țară noi avem un sediu al organizației, să ia legătura cu reprezentanții noștri, iar pentru București să ni se adreseze cu toată deschiderea. Noi suntem aici prezenți zi de zi. Mesaj către toți copiii claselor a 8-a de etnie romă, către toți copiii care sunt acum în clasa a 12-a, vă rog să ne contactați. Există o organizație de tineret. Intrați pe site-ul organizației noastre, cereți informații astfel încât să putem fi alături concret de voi toți, pentru că școala reprezintă într-adevăr principalul pilon, nu al desăvârșirii noastre ca individ, ci al existenței noastre ca oameni.
un mesaj foarte frumos de încheiat la Un Ceai cu Rom. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în platou. Din păcate nu mai avem timp, doamnelor și domnilor, la Un Ceai cu Rom se încheie aici. Ne vedem data viitoare. Rămâneți la Și eu m-am născut în România. Nu plecați, revenim în câteva momente cu muzică bună la cea mai iubită emisiune pentru romi. Asta este viața mea și mă
meargă viața asta, alta nu trăiesc. Hainică să ne distrăm cu lăutari, că astăzi nu vreau să mă gândesc la bani. Asta este viața mea și mă petrec în ilă-ntreg. Hainică să ne distrăm cu lăutari, că astăzi nu vreau să mă gândesc la bani. Asta este viața mea și mă petrec în ilă-ntreg. Este viața mea și mă petrec că nimic-ntreg. Hainică să ne distrăm cu lăutari, că astăzi vreau să mă gândesc la bani. Asta este viața mea și mă petrec că nimic-ntreg. Hei, am ajuns la finalul emisiunii și eu tot nu înțeleg de ce a ajuns acest coif la mine. Pentru că tu ești foarte apucătoare și vrei să iei tot ce prinzi în jurul tău. Tot ce și-a... L-am luat eu la început emisiunii, te-ai dus tu repede și l-ai luat în celelalte, la celelalte prezentări, ca să hai, faci tu, să prezinți tu. Gata. Păi nu așa, nu așa. Deci facem pe gata. Ca domnul Napoleon. Uite, vreau să zic ceva acum la final de emisiune. Așa, vreau să îmi cer scuze că ți-am creat neplăceri. Ce neplăceri mi-ai creat? Că am te-ai supărat cu farsa. Fost... Stai așa, Radule, stai puțin. Stai că îmi dă Radu mopul. Ia, dacă vrei să cer scuze, ia acest mop. Da. Și apucă-te și mă fă un pic de curățenie. Da, dar stai că nu... Așa, mă. Așa. Așa. Și ca să-mi răscumpăr greșeala. Dar nu am făcut nicio greșeală. Păi da, te-ai supărat. Și cu ce m-am supărat? Risa, nu te-ai supărat. Cu ce m-am supărat? Uitați-vă, cu farsa. Uitați-vă cum arată un om supărat cu coiful în cap și cu Zita Moldovan cu mopul lângă el. Până ne reglăm noi aici treburile dumneavoastră, intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră despre emisiune și, bineînțeles, like-uri. Acum eu plec, vă pup, ne vedem săptămâna viitoare, pe 8 aprilie, de ziua romilor, da? Până atunci am treabă. Trebuie să fac curățenie, că altfel Sorin Sandu mă dă afară din emisiune. Stai, mai zi, că nu te mai oprei. Mai zi ceva, hai, mai zi ceva. Hai, zi tu acum. A început curățenia de primăvară. Te dedic asta, mesa asta, este o sau a tocaia. La revedere.